Yo, Jupinei, bine ați venit la un nou episod de FIFA Mobile, al doilea. Nici nu-mi vine să cred că de repede n-aveam nimic pentru Ultimate Team. Și am zis, hai să mai dăm un episod de FIFA Mobile. Următorul zic o să vină săptămâna viitoare. Astăzi o să jucăm câteva meciuri pentru că ieri n-am apucat, nu? Nu știu, da, sunt la început, să vedem cum joacă Surciocu. Da, sunt la început. Am văzut că sunt o grămadă de leech, o grămadă de reward-uri pe aici. Am primit foarte multe mesaje de la voi și mă bucur treaba asta. Nu uitați să-mi lăsați în continuare sfaturi în secțiunea de comentarii. Și da, înainte să ne apucăm de joacă, nu uitați să rupeți masiv butonul de like, să vă abonați, să bifați clopoțelul dacă mai vreți. În primul rând, dacă vă place ce fac și pe aia nu. Dacă vreți să continuăm seria de FIFA Mobile. Încă sunt... învăță cel, să zic așa, am de învățat. Am văzut aici că e un versus attack, head to head, weekend, rivals. Aici ce e? Da, uite, nu știu ce e asta. Weekend, nici aici nu știu. La astea două am jucat. Aici joci 11 versus 11 și la versus atac. Asta îmi place mai mult, ca ataș, frate. Fiecare atacă. Aici mi-a zis cineva că poți să las să joace singur. Să-mi ziceți în secțiunea de comentarii, pentru că nu prea îmi place să joc de pe telefon 11 versus 11, doar pe PC. Echipa. Am cumpărat un jucător. Un jucător pe care cineva mi l-a recomandat. E vorba de Dia ăsta, 85. L-am dat cu... l-am vândut pe Benedetto. Bine, l-am pus pe market, încă nu s-a vândut. Și l-am luat pe ăsta. A crescut și Mbappé. Am 95 chemistry. Acum nu știu cât e max chemistry. Cred că e peste 100. Nu? 120 sau 140 am văzut la unii. Ăștia jucătorii mei, pe unii nu pot să-i vând. Și nu înțeleg de ce, guys. Adică, fiți atenți, mă duc la market, mă duc la sell și ăștia jucători pe care eu pot să-i vând. De ce? De ce doar ăștia? Îmi recomand acolo prețul dacă bifez, dar na, mă duc să-l și verific. Așa, și la Benedetto mi-a arătat 50.000 și el era de fapt cel mai fin 100.000 de coins. Da, puteți să-mi spuneți voi, puteți să-mi recomandați, vă rog, și, nu știu, niște jucători, să facem chem și overall mai mare. Left back nu prea avem. Sunt toți de peste 80, asta e bine. Vedeți și voi că vă pricepeți mai bine decât mine momentan. Uite, nici la părțurile astea, părcuri ca pe Dead by Daylight. Bine, îmi ziceau băieții că eu n-am jucat. Am pus aici la max chemistry, nici nu știu la care trebuia, la bonus overall sau... 25, am 18, nu pot. La chemistry boost, 15. Să dăm mă și la asta. M-ar mânca puțin să dau și la asta. Să dau la fiecare câte unul. De chemistry ce? 2 sau ce? 2 chemistry? Pe ce asta, mă, frate? Las că o să dau la overall când fac și eu 25. Hai, să lăsăm vrăjeala și să jucăm puțin. Am chef să dau niște meciuri. Nu știu cum se mișcă, mi se pare că nu se mișcă atât de fluent. Am încercat să joc de pe emulator, dar am niște probleme și până nu le rezolv, rămân pe telefon. Bine, indicat ar fi să rămânem pe telefon, nu? Că e mai interesant. Oi, 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 Jupineido. Mulți v-ați bucura că m-am apucat de FIFA Mobile, nu credeam că o să mă apuc. Ia să vedem. Nu știu cât de bine o să se miște. Sper să se miște bine. Trebuie să avem rating mai mare decât el. Hai, bun, suntem favoriți, avem mai multe faze de atac. Ia. Bine, nu mai multe faze de atac, mai multe șanse să câștigăm meciul. Avem 60% șanse de alea clare, frate. Aici m-au învățat băieții să dau rapid, nu? Și hai să vedem. Bam! Mbappé, eu sunt mai nebun așa, înțelegeți? Eu șutez cam de oriunde. Aici o să dăm o pasă pe poziție. Am încercat eu ceva acolo, dar n-a plecat de ea. Mbappé frumos greșește pasă, hai că e bine.
Elegant, ăstea îmi plac. Ia fiți atenți aici. Ia uite-o. Ia uite-o, frate. Ai văzut-o? Adică sunt expert, am și eu. Haide-i. Aia zic, Dănuțule. Frumos. Aici dăm pasă sus. Hai, mă. Așa, mă, elegant vorbește cardul. Hai să mai și șutăm din afara careului. Beau. Din nou pasă. Aoleu, aoleu, am dat-o cu cazmaua. Hai, las-o așa. 4-1, oricum îl desfințăm pe ăsta. Hai, Mbappe. Frumos, Dia. Ce ai făcut? Ai făcut, lasă. Ca în filul cu proșa, a scăpat Vigea. Hai, Dia, să te văd, că de-aia te-am cumpărat, bară. Boing. Era dur să dea pe lângă. Haide, haide, din prima. Așa, mă, băiatul, vreau să facem scor. Adică adversarul să țină minte. Aoleu, să țină minte cu cine a jucat. Și cornerele îmi plac. Merge lovitura cu capul. Bine, asta nu o să meargă. Da, am văzut că merge. Încă una, hai să le arătăm la băieți cum se bate. Dă în zid, dă în zid, știam. După cum s-a pus pe ea, a văzut jocul că trage în zid. Hai, mă, las-o așa. Cât? 7-1, 7-2, am mai dat și el 7700, am văzut că îmi pierzi, stă mai puțin, adică scade mai puțin. E bine, e frumos, mai venim. Așa, putem să luăm vrăjelile astea. Momentan, voi mi-ați zis că nu merită să investesc bani în jucători, să mă ocup de evenimente. Hai să facem treburile astea, adică mai trebuie să câștig două meciuri, să marchez încă 8 goluri și să mai dau încă 6 asisturi. Am văzut că miercuri în general se dau primile și la atac și la head-to-head. Am luat, dar au fost jucători de aia, modești, gold. Nu mi-a dat nimic special. Hai că mă așteptam și eu, bă, poate îmi dă și mie un Nike, nu? Nu știu, vreun Air Nike, hai că îmi dă. 5-2 overall. Săracul. Săracul meu. Păcat. Dar mai mult e bine. Va fi un meci de la... un meci pe care trebuie să-l câștigăm la scor. Bine, important e să-l câștigăm. Pam, 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 luați-vă mingea. Lăsați-le pe lui, pace. Ok. Hai din prima să te văd. Elegant, tată. Sunt curios, să-i dăm peste 7 golul ăsta. Ce prost ai pus-o, mă, Mbappe. Hai, șansă să te văd. Mbappe! Mbappe Lotin. Hai, o schemă și direct. Așa, aoleu, ai. Hai, ai dat-o lui Dia. Trebuie să dau și din stick când dau... Dacă dau și din stick, face alte scheme sau trebuie să apăs pe astea? Doar pe butonul de skill. Ia să-mi zice, îmi faceți un roman, ca de obicei. Haide cu căpățâna! Da. Șansă mare, șansă mare, diavoleu! No. A dat și el un gol, observăm. Ia. Asta zic, bă, mă, cât de mult îmi place când merge jocul cu capul. Ce-am făcut, mă? Mamă, m-am uitat pe monitor în loc să mă uit pe... Bine, ar fi o idee să mă uit pe monitor, că l-am aici în față, în trapte OBS-ul, văd de 3 ori jocul. Ia uite, boi! Da, mă, frate, văd mai mult, da? Acum nu știu ce să zic. A, nu, sunt chinez, trebuie să mă uit pe telefon. 7-1, oricum e un meci de la boring. Important e că noi câștigăm, mai nebunul! Pe colțul, nu, vă. Hai cu schema și direct. Bam. 8-1. Mai avem? Nu mai avem nicio ocazie. Nu mai avem nicio ocazie. Oricum, da. Săracul nici nu știu cum a ajuns până aici cu echipa asta. Bine, de parcă zici că e nu știu ce ligă. E și surcioc cu un silver 4 pe la weekend league și ceva de genul sunt aici. Ca bronze 3 pe ultimate team. Bun, mai trebuie să câștigăm un meci. Mamă, trebuie să dăm 3 asisturi. Nu prea, n-am vrut să dau pase. Adică am fost așa, egoist. De data asta trebuie să fiu altruist, Jupini. Și să dăm și pase. Adică, băi, Mbappe, înțeleg că vrei să faci tu show. Dar mai lasă și pe alții. Voi mi-ați zis că pot să ajung la Ousmane Dembele. Dar mi se pare imposibil. Pentru că pe 18, mamă, ăsta e meci greu. Eu ar trebui să am șanse mai mari. Pentru că am chemistry, ia să-mi crească acolo. Am 30 și el are 20. Mamă, e un meci nebun. E un meci nebun ăsta, guys. A zis că pot să-l iau pe Ousmane Dembele, dar îmi trebuie pe 1000 și ceva. Când fac eu 1000 și ceva de dalea? Haide, mă, frate. Hai să te văd. Mbappe, te văd. Te văd. Nu e pentru Mbappe. Trebuia pentru Mbappe, dar ce golazo!
Hai, las-o așa. Habar nu ai, păi, Mbappe. Hai, du-te, du-te. De ce faci preluare cu capul, căpățână, bă? Ce chior e, mă? Aoleu, ce prostovan sunt și eu. Haide, haide, haide. Mă bate asta, fii atent. Ia, specialitatea. Hai, am dat-o ca prostul. Ba nu, surciocul specialistul la lovituri libere. Hai, 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 hai de bani. Ba, aia zic. Aoleu, e 3-2, a dat și el gol. Hai că nu e chiar atât de bine. Păi, Mbappe, dă-mă la colțul încă ne egalează ăsta. Hai să te văd, o de gard, o dai de gard. Nu o dă de gard, tată, e băia de cartier. Încă o fază, haide. Oh, Anthony. Dia, să te văd și pe tine. Fruma, mă, băieți, băi, știu, mă, băieții. Hai, l-am desfințat și pe ăsta, 7-2, l-am trimis după Cuceni în Vasoi. Curios până unde o să ajung eu. Îmi place head-to-head-ul ăsta, frate, l-a jucat, pf, dau și așa să treacă timpul, că oricum am câștigat. Hai, încă una. Băi, nebunule. Ia uite și pe Mbappe. Nu prea s-a văzut Mbappe, guys. Da, unul e surciocul și jupinii cei mai tari. N-a fost ușor, adică pf, 3 din 3, nu? Am dat oare 3? Am dat, frate. Hai să luăm skill boost 100. Interesant. Și să luăm și de aici. Adică aici nu-mi dă între 10 și 50 de mii, că m-am uitat. Dacă na, ajunge într-o divizie mai mare, îți dă 20, 30, 40, 50. Acum iau 10 mii. Nu 20, cred că am urcat în divizie. E bine. Nu o să joc head to head. În schimb vreau să mă uit puțin aici, guys. Să vedem care este business-ul. Pro 2 mi-a zis să nu spar gemurile, că o să mă ajute 200.000 de coins. Bă, frate, dar sunt premii foarte bune. Adică dacă stai o zi, nu o zi, de-a lungul, nu? De-a lungul unei zile, de-a lungul, nu știu dacă sună bine, și joci, păi faci o grămadă, frate. Acum nu știu cât de... Să-mi ziceți și câte puncte de-astea aveți, pe unde sunteți. Adică zic, a, 1.000.000, mamă, e cam greu, nu? E cam greu, frate, să ajungi aici, ce, eu deja mă visam. Dar totuși sunt premii beton, adică pe Ultimate Team nu prea vezi și acolo mai și plătești jocul. Da, și cam asta a fost episodul, guys, că nu vreau să vă plictisesc și așa, și așa avem episod de peste 10 minute. Mai trebuie să luăm de aici, va? Bam, claim. Și da, stați, să vă arăt treaba cu Usman Dembele, că despre aia e vorba. Cum mă să ajung eu la Usman Dembele? În câte zile mai sunt? Stai că trebuie să mă întorc. Mai sunt încă 8 zile. 8 zile, frățiorii mei. Le-am terminat pe toate astea, adică i-am spart pe toți. Nu se pune nimeni cu surcioc cu interlopul. Pam, pam, pam. Văd că vin altele, nu? În 15 ore. Să vină, că-s binevenite. Reward pet. Ia să vedem. Uite aici. Cum ajung, mă, frate, până la Usman dacă el costă 650? Și și ăsta costă 500. Păi îmi trebuie 1150 și eu am, eu sărac, am 160. Plă, nu mai zic că și aici 100, și aici 100, și aici 75, și aici 75, și aici 50. Adică, băi, îmi dați voi sau reușesc în 8 zile? Ce ziceți? Adică nu la limită, zic. Chiar vreau să fiu sigur că reușesc să le iau pe Dembele, ar fi... Pf, putere, îți dai seama Mbappe și Dembele ce n-a văzut Parisul. O să-mi ziceți voi în secțiunea de comentarii. Episodul cam ăsta a fost. Încă ceva, aici să-mi ziceți unde trebuie să dau drumul, că mi-au zis băieții să dau drumul, dar sunt două, la turnament sau la championships, care dintre ele, că habar n-am. Liga e full, dar o să pun cred că overall 90. O să rămână momentan cei cu overall 87, deci băgați mare și să creșteți echipele. Și ia stai că mi-a zis Manu să-l facem vedetă. Surdaciu, dacă vezi mesajul ăsta, e al pe Rodrigo UCL de la Real Madrid, face chimie cu Fernando și Odegaard. Da, da, îl joc pe Anthony, că și ăla e Champions League. În fine, vedem ce o să nu pe viitor, l-am făcut vedetă și pe ăsta. Să-mi ziceți, da, chiar am nevoie și da. Ușor, ușor o să facem și live
într-o zi dedicată, când puteți să-mi ziceți și asta în secțiunea de comentarii, când vreți să facem o dată pe săptămână live, dar în așa fel încât să vă pot deschide și vouă pachetele, că mi-a zis câțiva, deci o să deschizi și pachete de la noi, poți să deschizi și pachete de la voi, dar voi trebuie să-mi ziceți, că voi știți mai bine când e ziua aia, când vin multe premii și merită să deschizi și eventuri și i-am luat de aici. Am luat. Da, pardon. Pufonul ăla poate o să mă ajute, nu știu cum îl leg eu pe acolo, dar vedem. Ăsta a fost clipul, guys, sper că v-a plăcut, rupeți butonașul de like dacă mai vreți episoade de FIFA Mobile, vă aștept și cu un live FIFA Ultimate Team, bineînțeles. Avem premii de Weekend League, dar și Icon, probabil, așa că da, eu am fost Surjocul, ăsta a fost episodul 2 din FIFA Mobile, voi ați fost și rămâneți pe viață și mai tare și până data viitoare, domnul, cu pace, stimă, iubire, credință, big boy, respect pe viață!